Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. S-a anunțat deja pe canalele media, o facem și noi prin intermediul dumneavoastră, informarea că în momentul de față APE a demarat acțiunea de control pe teren, controlul la fața locului, în vederea verificării suprafețelor agricole declarate de fermieri în cererile unice de plată pentru anul 2013. La nivel național, eșantionul de control include circa 68.000 de ferme. La nivelul județului Suceava, numărul comunicat și numărul fermelor în care se va face acest control se ridică undeva la mai mult de 2400 de ferme. Lucrurile se cunosc, nu este prima dată când se procedează la acest control în teren. Fermierii știu condițiile pe care s-au angajat să le respecte. De aia profităm de această ocazie pentru a le reaminti necesitatea respectării acelor condiții de ecocondiționalitate la care s-au angajat și pe care le prevede atât legislația națională cât și legislația europeană și respectarea cerințelor specifice a pachetelor de agromediu pe care ei le-au solicitat prin acele cereri depuse.